Record de decese de pacienți cu COVID înregistrate în România într-o singură zi. Grupul de comunicare strategică a anunțat 104 decese și 4724 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Potrivit autorităților, până marți în România au fost confirmate 217216 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 155630 de pacienți au fost vindecați. Totuși, în ultimele 24 de ore avem parte de un bilanț negru. Peste 100 de persoane au decedat din cauza COVID-19, mai exact, 104 oameni și-au pierdut viața răpuși de coronavirus. În intervalul 26 octombrie 2020 ora 10, 27 octombrie 2020 ora 10, au fost raportate 104 decese, 56 de bărbați și 48 de femei ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița, Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călăraș, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Ilfov și municipiul București. Dintre acestea, 5 decese au fost înregistrate la categoria 40-49 de ani, 10 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 25 de decese la categoria de vârstă 60-69 de ani, 34 decese la categoria 70-79 de ani și 30 de decese la categoria de peste 80 de ani. 100 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 4 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent. În spitale, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.758. Dintre acestea, 824 sunt internate la ATI. Până marți, la nivel național, au fost prelucrate 3.096.526 de teste. Dintre acestea, 28.876 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 18.498 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.378 la cerere.